Un videoclip pe care l-am așteptat de mult, s-a lucrat foarte mult la el, am filmat 7 zile. 2 zile la Chișinău, 2 zile prin țară, 2 zile am filmat la Câmpul Moldovenesc, la Vatra Dornii, 1 zi la Londra, adică am avut așa... Foarte multe drumuri, ați avut. Foarte multe drumuri. Dar până la urmă, cred că ne-a reușit ce am vrut să spunem noi, că este vorba despre un scriitor român care este persecutat de regimul comunist de pe atunci și iată că el emigrează în America, dar totuși cu dorul rămâne acasă.